Emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Și revista Ferma, revista care informează agricultura. Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În grădina Dani. Dragii mei, pentru că este frig afară și pentru că nici solariile n-au înflorit, ne-am retras în serele grădinii botanice din București. Pe această cale mulțumesc Universității pentru buna noastră colaborare. Știți, iarna stăm acasă, facem planuri și învățăm. Așa că primul nostru intervievat este domnul Marius Roman, care ne va vorbi despre un sistem antiploaie pentru o plantație de cireș. Văd că din primăvară, de când am fost noi până acum, ați mai adăugat ceva la plantația dumneavoastră de cireș. Sigur, am reușit să montăm și sistemul antiploaie. Vorbim de două parcele care cumulat au suprafața de circa 6 hectare și care sunt prevăzute pe lângă sistem de susținere, fertirigare și antigrindină. Am montat și acest sistem de antiploaie, aceste soiuri extratimpurii de cireș sunt predispuse crăpării fructelor. Și pentru a evita, pentru a ne asigura că nu o să avem probleme în acest sens, pentru că discutăm de o suprafață vastă, 6 hectare, pe aceste 6 hectare fiind cultivate, bine, suprafața este de 12 hectare, dar pe 6 hectare avem doar antigrindină, pentru că nu este necesar antiploaie, ținând cont că avem cultivat soiuri tardive, soiuri care nu sunt predispuse la crăpare. Pe celelalte 6 avem și această antiploaie, pentru că un număr de peste 9000 de pomi, vă dați seama, ne gândim la niște cantități undeva în jur de 15-20 de tone la hectar la maturitate deplină, undeva prin anul 4-5 de la plantare. 6 hectare sunt 90 de tone de cireșe. Facem o estimare la aceste cantități de cireșe pe care estimăm că o să le scoatem, să le recoltăm de pe această suprafață. Nu ne putem permite să nu avem acest sistem antiploaie, pentru că într-un an cu o primăvară, să spunem, cu umiditatea atmosferică ridicată, putem pierde 90 de tone de cireșe și numai la 1 euro kilogramul sunt 90.000 de euro. Am preferat să facem o investiție, să prevedem și acest în investiția noastră și acest sistem, astfel încât suntem asigurați și pentru ani în care nebulozitatea în perioada recoltatului este ridicată și ne-ar da bătăi de cap în ceea ce privește crăparea fructelor la soiurile timpurii de cireș. Acum este strâns, dar probabil la anul îl veți deschide. El se deschide primăvara înainte ca fructele să intre în pârgă și îl menținem până după recoltat, cu alte cuvinte. După aceea se strânge. Deci, efectiv, el se menține deschis doar în perioada de la stadiul de pârgă până la finalizarea recoltatului, maxim o lună de zile. Această etapă de desfacere și ulterior de strângere a acestui sistem ne ia cam circa 2 săptămâni cu o echipă formată din 4 muncitori și, bineînțeles, suntem ajutați de o platformă pe care noi o folosim și la recoltat. Această platformă este hidraulică, poate fi ridicată pe verticală și extinsă pe orizontală atât cât este nevoie și, bineînțeles, și la executarea tăierilor de rodire și fructificare. Această platformă fiind prevăzută și cu 4 foarfeci pneumatice, ceea ce ajută foarte mult, adică oamenii nu mai trebuie să strângă, să zicem așa, manual. Aceste foarfeci pneumatice sunt mult mai eficiente, iar oamenii nu mai resimt aceeași muncă fizică, nu mai merg pe jos, merg pe această platformă. Deci ușurăm și, până la urmă, eficientizăm procesul de executare a lucrărilor tehnologice din plantații. Fără aceste utilaje, într-adevăr, ne este foarte greu să ne ridicăm la standardele celor din vest. Mă refer la țări precum Italia, precum chiar Polonia, chiar și Grecia. Trebuie să o luăm treptat și ușor, ușor să ajungem la standardele din vest, pentru că altfel pot spune că este o concurență neloială. Adică nu avem cum să fim eficienți dacă nu avem utilaje
și tehnologie adecvat. Această investiție este făcută pe fonduri europene, pe măsura 4-1-A, reconversia în pomicultură, și ne-a ajutat foarte mult. A fost foarte dificil să achiziționăm acest teren, pentru că terenul în România nu mai este ieftin deloc, chiar ca să poți să accesezi aceste fonduri europene. În primul rând, trebuie să fii proprietar de teren sau, în cel mai rău caz, să deții aceste suprafețe în diverse forme de arendă sau închiriere. Dar când vorbim de arendă sau închiriere, este destul de dificil, pentru că plantațiile pomicole sunt plantații multianuale, se fac pentru investiții pentru 20-30 de ani și este destul de dificil să poți să ai un contract de închiriere pe o perioadă atât de lungă și nu se știe ce se întâmplă între timp. Și, sincer să fiu, recomand ca aceste plantații pe fonduri europene să se facă pe terenuri care sunt în proprietatea fermierilor. În plus, aș mai recomanda ca înainte de a înființa și a lua decizia de a face un astfel de proiect, să studieze în primul rând și dânsii, dar să apeleze la specialiști și să-i ajute să stabilească concret ce specii merg în zona respectivă, conform zonării speciilor, dar mai ales și ce soiuri să planteze, pe ce tip de portal toi, ce densități să folosească, pentru că în caz contrar vor avea pierderi. Un sfat foarte util pentru cei care vor să înceapă o afacere de la un om cu foarte multă experiență în acest domeniu. Lucrez în domeniu de aproape 25 de ani. O să respect întotdeauna stațiunea Pomicolă Băneasa. Am avut mentori, profesori și specialiști din cadrul stațiunii Pomicolă Băneasa. Le mulțumesc pe această cale și acum, la rândul meu, încerc să dau mai departe, fie că vorbim de noi ingineri ieșiți de pe băncile școlii sau chiar practicieni, fermieri, muncitorii noștri cu care lucrăm și pe care trebuie să-i respectăm, că fără ei nu am putea să mergem mai departe. În toamna anului trecut v-am făcut cunoștință cu domnul Marin Lupu din comuna Breaza, județul Buzău. Ne vorbea atunci despre un soi de viță de vie. E bine, astăzi vă va învăța cum să vă înființați o plantație de 500 de metri pătrați de viță de vie. Vă va spune de ce anume aveți nevoie. Nu trebuie să facem o aventură, că am văzut un reportaj la televizor și am văzut o vie deosebită și mi-ar place să am și eu așa ceva. Deci, în primul rând, zona unde se plantează un soi nobil de viță de vie trebuie să aibă anumite caracteristici pentru asemenea cultură. Noi avem acum avantajul în România că mare parte din area, toate zonele din țară, au fost plantații de vie. Deci omul să se orienteze, să spună, băi, în zona mea a mai făcut cineva o vie nobilă, cam ce soiuri s-ar preta, că oricum ar vrea toată lumea tămâioasă românească. Dar nu merge. Nu merge. Deci arealul pentru tămâioasă românească este foarte restrâns în țară pentru să scoatem ceva bun. Deci nu vorbim de un vin de consum curent sau să zicem să am tămâioasă românească pe masă. Zonele cu potențial trebuie descoperit. Trebuie să știm pământul, formă, cum ne alegem soiul care să potrivească în zona noastră și apoi trebuie să trecem la partea fizică. Văd aici un teren foarte curățat și cred că de curând ați mai prășit ceva. Sapă manuală. Eu îi numesc un erbicid nou, sapagin. Am înțeles. Așa, sapă manuală de 4 ore a primit. Deci două persoane, eu în persoană și cu încă o femeie care mă ajută la treabă. Un hectare două de vie. Hectare. Două hectare. Și din 4 tratamente care le-am făcut, unul l-am făcut cu tractorul și 3 le-am făcut manuale. Tot singur, cu pompa, cu o pompiță de aia electrică în spate și am făcut, și vedeți. Iar din 15 iulie, să mai rețineți un amănunt, nu am mai intervenit cu tratament. Deci din 15 iulie acești struguri se pot mânca direct din vie, nu mai au urme de pesticid periculos. Atenție mare de unde luăm materialul săditor. Vă reamintesc că zona noastră de la Breaza
Deci e o zonă cu o tradiție de 80-90 de ani de viticultori care practică altoitul și producerea materialului săditor de foarte bună calitate. Viița de vie nu se cumpără materialul săditor, nu de la piață, pentru că nu cultivăm porumb pentru un an de zile. Deci cultivăm o viță de vie care trebuie să trăiască 50 de ani. Sunt producători care au viță certificată, trecută prin filtru inspectoratului de la Buzău de semințe, deci au oamenii documente. Butaj certificați. Sigur. Cât e distanța între butaj pe rând? La mine aici am distanță pentru 5.000 de plante la hectar. Asta înseamnă 2 metri între rânduri și un metru am pus vița pe rând. Pentru soiurile de masă, că poate cineva vrea să pună, distanța trebuie să fie ceva mai mare. Deci soiurile de masă au nevoie de mai multă lumină, de mai mult spațiu, mai multă ușurință în aerisire, în dezvoltare și necesită un spațiu mai mare. Dacă n-au neapărat stâlpi de aceștia de beton, că sunt scumpi, poate să meargă și cu niște stâlpi de lemn? Sistemul mai de susținere și-l poate alege omul cum dorește. Dar trebuie și de lemn, dacă a pus să pună o esență tare cu un tratament al lemnului care intră în pământ, că după 2-3 ani are surpriza să putrezească, să meargă cu un salcâm, cu un stejar bine ars la rădăcină și pentru suprafețe mici, pentru necesitate de familie, se poate, sunt soluții. Văd că la dumneavoastră a spus un tutorial. Urmărim o formă de conducere înaltă. Via poate fi lăsată și de jos cu conducere joasă. Și până m-a obligat această sârmă care să fie puternică să susțină greutatea viței. Când o plantăm? În primăvară sau toamna? Se poate planta și toamna și primăvara. Eu recomand plantația de toamnă înainte și chiar în ferestrele iernii, când avem peste 0 grade în atmosferă ca să nu înghețe rădăcina. Deci aici trebuie să protejate rădăcinile viței de vie, că dacă a înghețat rădăcina, a pierdut întreaga plantă. Dacă am reușit de toamna să facem plantarea, avem avantajul că iarna adună suficientă apă din zăpadă, se face o compactare a solului asupra rădăcinei și să așează pământul, cum aș spune, și în primăvară pleacă acel butuc, nu în întârziere, ci odată cu întreaga vegetație care... Ați pus îngrășământ la plantare? Nu. Nu. Deci aici, în momentul când am făcut reconversia, am avut analize de sol și ni s-a indicat, am venit înainte de desfundat, am venit cu un complex de îngrășăminte chimice care a adus solul la potențialul la care ar trebui să... Pe urmă, deci aici eu am mai băgat gunoi de graș. În cât timp să ne așteptăm să rodească? Deci în al treilea an, fără probleme, o vie bine plecată, începe să îți dea înapoi ce i-ai dat. Trebuie să avem mare grijă de ea, să-i facem sistemul de susținere din al doilea an, să o legăm, să-i dăm forma care trebuie. Tratamentele chimice care trebuie să făcute, nu discutăm și cu udatul, dacă avem o secetă cum a fost anul ăsta, mergem și îi dăm apă. În momentul când avem o iarnă bogată în zăpadă, deci zăpada e untul pământului. Când avem o iarnă cu zăpadă multă și în aprofunzime se duce încet toată apa, via rezistă și peste vară. Deci rezistă și peste vară cu temperaturi mai ridicate, cu perioade de secetă mai îndelungată, deci nu e pericol la vie. Spuneați de stropiri. Tratamentul trebuie să-l simți când trebuie făcut. Că dacă stropești una aiurea, să-ți dai așa că trebuie, ajungi să stropești, să cheltui bani și să ajungi și cu foarte multe tratamente pe vie, unde îi slăbești imunitatea, îi slăbești, nu mai vorbim de chimicalele care le mâncăm noi. Făcută piatră vânătă cu var, în proporțiile
învățate din generație în generație. Vorbim de 1% la zeama bordeleză. Într-o fază, mai când, după înflorit, atunci când e mai sensibilă frunza și lăstărașul, putem să venim cu 0,7. Când avem o perioadă mai lungă cu ploi și cu... ne pregătim și îi dăm ceva preventiv. Pentru boli sau pentru dăunători? De 20 de ani, insecticid la mine în vie n-a intrat. Am păstrat echilibrul ăla natural de orice dăunător are dăunătorul lui. Pagube... n-au fost, ori fi fost, dar nesemnificativ. Eu n-am avut în vie un atac de nu știu ce dăunător care să-mi provoace un dezastru. În minutele următoare vom învăța cum să păstrăm apa curată, iar apoi vă vom dezvălui câteva lucruri neștiute despre coada șoricelului. Apă curată cum era odată. De ce e important să avem o apă curată? E nevoie de apă curată, în primul rând, ca să fim sănătoși. De asemenea, este nevoie de o apă curată pentru animalele noastre. Este nevoie de o apă curată, în principiu, pentru sănătatea întregii planete. Cum facem să ne dăm seama dacă avem o apă curată? Cel mai simplu mod este să facem o analiză, dar asta costă. De asemenea, sunt tot felul de soluții din acestea, benzi, ca la hârtia de turnesol, dacă își mai aduce aminte cineva de chimie, ca testele de la diabet sau alte teste de acest gen, care îți arată dacă anumite substanțe din apă depășesc normele care sunt acceptate pentru apa potabilă. Am făcut niște campanii ca să măsurăm concentrația de nitrați din fântâni. Și oamenii sunt foarte interesați pentru a vedea dacă apa pe care o beau este sau nu este bună. Pentru că vorbeați de nitrați, ce sunt aceștia? Nitrații sunt o formă a azotului. Azotul, presupun că toată lumea știe, este unul dintre cele mai importante elemente de care are nevoie o plantă pentru a crește. Pe lângă azot mai este fosfor, potasiu, dar azotul este unul dintre principalii factori prin care o plantă se dezvoltă și care dă și acel verde frumos și luxuriant și recolte mai mari, în contextul în care, evident, sunt balansate și celelalte elemente. Nitratul este una dintre formele acestui azot. Mai este amoniacul, amoniu, toată lumea știe că miroase, este cel care produce acel miros neplăcut la dejecțiile de la animale. Nitrații ăștia nu miros, nu-ți dai seama. Nitrații nu miros, deci nitrații, problema lor pentru sistemul apelor, pentru sistemul acvatic, este faptul că ei se deplasează foarte ușor prin sol. În momentul în care dai nitrații pe sol, ei sunt fie absorbiți de plante, fie, dacă nu sunt absorbiți de plante, ajung sub adâncimea rădăcinilor și de acolo merg ușurel, ușurel în jos până ajung la apa freatică. În cazul în care îi depozităm la suprafața solului și terenul este în pantă, se poate întâmpla să vină o ploaie și să măture tot acel strat de sol cu îngrășăminte, îl duce în apa de suprafață. Dacă punem mai mult decât trebuie, dacă nu corelăm pusul acestor nitrați, acestor îngrășăminte cu nevoile plantei, deci ca să-i dăm tot timpul cu lingurița, știți că da, așa cum mâncăm crească, și noi. Așa? Da, adică nu stai să pui, dacă ai un kilogram de zahăr și îl pui pe tot într-o ceașcă de cafea, ci pe măsură ce bei câte o ceașcă, câte o ceașcă, mai pui câte o linguriță, așa și cu plantele. Deci dacă nitrații ăștia îi pui odată pe toți și atunci când planta nici nu e foarte bine dezvoltată, atunci e normal că mare parte dintre ei îi pierzi. Acum trebuie să facem o diferențiere aici la îngrășăminte. Sunt pe de o parte îngrășămintele minerale, deci îngrășămintele pe care omul le cumpără și dă bani pe ele. Și aici, în principiu, sunt atenți că nimeni nu este nebun să piardă banii ca să-i arunce în apă. Și pe de altă parte sunt îngrășămintele organice care provin în general de la animale. Deci gunoiul de graș, cum se numește, gunoi de graș, de care oamenii vor să scape în general.
Să știți că limba română este foarte interesantă apropo de ce se întâmplă cu nitrații astăzi. Singura limbă pe care o știu eu, poate lumea fi și altele, în care se numește gunoi, ceea ce rezultă de la animale. În toate celelalte limbi nu este gunoi. Sunt alți termeni, dar în niciun caz nu cel care să se refere la gunoi. Și atunci este această tentație că e gunoi și că trebuie să scapi de el. Și cum scapi de el? Îl împrăștii pe teren, eventual dacă nu e terenul tău, sau îl arunci în apă, sau alte metode care nu sunt deloc prietenoase mediului. Ca să-l puneți corect, ar fi bine ca să îl îngropați, să îl amestecați cu solul de la suprafață, nu să-l puneți grămadă pe sol. Apăr apa. Intră pe www.apanoastră.ro și află ce poți face tu. O campanie a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Voilà une plante connue sous de nombreux noms, aussi imagés les uns que les autres. Herbe au couturier, saigne-nez, sourcil de Vénus ou herbe au charpentier. Autant de façons de décrire les multiples facettes de cette plante dont on a retrouvé des traces d'utilisation chez l'homme de Néandertal. Voici l'achillée millefeuille. L'achillée est une plante vivace aux tiges de 15 à 70 cm que l'on trouve un peu partout, de la plaine à la montagne. Ses feuilles allongées et finement découpées la rendent facilement reconnaissable. Lorsqu'on les découvre, le mot millefeuille prend tout son sens. Ces inflorescences blanches sont observables de juin à septembre. On pourrait à tort les appeler des fleurs, mais il s'agit en réalité de bouquets de capitules. Un capitule est un rassemblement de plusieurs petites fleurs qui en imite une plus imposante. Les fleurs du centre fabriquent le pollen et le nectar, tandis que celles de la périphérie simulent les pétales d'une fleur simple. Cette formation a pour but d'attirer les insectes, car c'est d'eux dont dépend l'achillée pour sa pollinisation. Plus la fleur est importante, plus elle sera facilement repérée et visitée par un insecte. Les tournesols ou les marguerites sont constitués de la même façon, comme des pistes d'atterrissage, visibles de loin. Plusieurs traditions populaires font mention de l'utilisation médicinale de l'achillée au fil du temps. Une légende raconte qu'Achille, héros de la mythologie grecque, s'en servit pour guérir les plaies de ses soldats au cours de la guerre de Troie. L'achillée millefeuille possède en effet des vertus antiseptiques, cicatrisantes et coagulantes. Les promeneurs pourront par exemple frotter quelques feuilles mâchées sur leurs blessures légères pour arrêter l'écoulement du sang et prévenir l'infection de la plaie. Après Achille, ce sont des générations de soldats qui l'ont employée, et ce jusqu'au siècle dernier. Durant la Première Guerre mondiale, elle faisait partie du kit de première urgence porté par certains soldats qui, faute de médicaments, pouvaient soigner leurs blessures légères grâce à elle. C'est pourquoi on la nomme aussi herbe aux militaires. En cuisine, son amertume fait de l'achillée un ingrédient de choix pour la composition de diverses boissons, comme l'alcool aromatisé ou la bière. On utilisera ses parties fleuries, fraîches ou séchées, en tisane, pour soulager les troubles digestifs, les ballonnements, les nausées ou encore la perte d'appétit. Achille ne s'était pas trompé en choisissant comme fidèle allié la discrète herbe au couturier. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept și duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10 la emisiunea În Grădina Danei. Până atunci, toate cele bune! Emisiune sponsorizată de Holland Farming, furnizor de biostimulatori, semințe de legume, bondar și control biologic pentru legumicultură.